Un tânăr în vârstă de 28 de ani din comuna Corcov a fost prins de o patrulă de poliție în timp ce conducea un autoturism fără permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal. S-a urcat la volan deși avea permisul suspendat. Este vorba despre un tânăr de 28 de ani din comuna Corcova care a fost depistat în trafic de către polițiștii strehăieni. Polițiștii secției Poliție Rurală Strehaia au depistat în trafic un bărbat de 28 de ani din comuna Corcova în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal 64, având permisul de conducere anulat. În cauza a fost întocmit dosar penal spre aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumul Republicii a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, iar tânărul de 28 de ani a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore.